Deci e vineri astăzi, nu? Înseamnă că este cafeaua de după. Bună dimineața și bine v-am găsit! V-am găsit bine, urmează weekendul, cum să nu? Când e weekend, toată lumea e fericită. Fericită, nu ca după un meci al naționalei. Mă, și în amicale am ajuns să nu mai avem noroc. În ale oficiale, oricum să știe din start că pierde. Bă, dar în amicale mai scoteam câte un egal. Acum cu Georgia. Cu Georgia am luat bătaie 2-1, extraordinar. Mirel Redoi, ce-a făcut? A promovat pe cine nu trebuia. Păi așa se joacă. Și când te gândești că duminică avem meci cu Anglia, băieți, luați-vă sacii cu voi. N-aveți nicio grijă. Problema se va rezolva până la urmă. Dar nu cu acest selecționer și nu cu această echipă extra. Soacra s-a uitat la meci. N-o jubilat, ea e foarte gândit acum că a venit Șubudică, a venit Șubudică la CFR Cluj și dacă a venit Șubudică înseamnă că dacă Șubudică, a zis Șubudică și a însemnat cu ochii închiși, pentru CFR semnesc cu ochii închiși, soacra e distrusă, ăla care o juca la Scornicești, să vină la echipa asta unde o a antrenat Nea Ando, unde o a antrenat chiar și Edi Iordănescu, Bursucu, Dan Petrescu, el ar vrea înapoi pe Vasile Miriuță, dar nu se poate, nu știu ce o să mai facă și CFR-ul în campionatul următor, național, vedem cum joacă, ei, oare când o să mai desfacem o sticlă de șampanie în cinstea victoriilor echipelor favorite? Până una alta, ce bem? Ni. Cafea. De pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea l-am dat un pic cu lavabilă, da? Cafeaua e venită de la voi și chiar doresc să vă mulțumesc celor care ați donat. Elevul Eric, elev conștiincios din Cluj-Napoca, a dat cafea, îi mulțumesc, ochii pe carte. Un ardelean la Varșovia, așa se semnează cel care mi-a dat cafea, o să fie în cinstea lui, Radu și Simona. Radu și Simona, rusul de la America și vechii mei prieteni de pe strada Pata Titulescu din Cluj-Napoca, acum în Florida, Ovidiu și Cristinela, noservus și mulțam de și pentru cafea. Că și-a zis și domnul premier Câțu, visul meu este ca în acest mandat, te urci pe autostradă de la Constanța și în câteva ore ajungi în Viena și îți bei cafeaua. Câțule, ce tragi pe nas? Păi dacă tot ești la Constanța, domnul premier Câțu, unde băieții au leganță și fetele se joacă cu clanță sau cu ce-or găsi, de ce să te mai duci la Viena? Că și la Constanța e frumos. Te duci la hotelul Iachi, bei o cafea respectabilă. Ce să faci în Viena? Că acolo tot e scumpe. Visul domnului Câțu, extraordinar. Să avem autostradă care să lege Constanța de Viena. Domnul Câțu, cam în câți ani? În câți ani o facem? Că am citit un studiu cu încălzirea globală. În 20-30 de ani, dacă se continuă în ritmul ăsta cu încălzirea, nu o să mai avem cafea. Domnul Câțu, noi terminat autostrada până atunci. Sau durează vreo 50-60 de ani și mergem la Viena și bem un șnaps. Ce să bem? Da, serios. E un studiu făcut. Numai în Etiopia se mai cultivă cafea de asta de pe buymeacoffee.com și dacă se încălzește vremea, s-a dus cu cafeaua. Apoi vom vedea ce-om dona și ce-om aduna după aia. Da, domnul Câțu a început lupta. După declarație a început lupta pentru șefia PNL-ului, cu Orban, care încă se vede favorit. Ce luptă frumoasă între doi gentlemen. Mai că nu se scuipă în public. Unde ești tu, Crin Antonescule? Acasă, dorme. Crin Antonescu, dita mai liberal, dita mai șef, pe vremuri, a ajuns să trăiască, mă, din banii nevestei. Săraca Alina Văleanu e acolo europarlamentar la Bruxelles și face din diurnă acolo, nu mâncă numai un fel la cantină să strângă bani, să îi dea și la bărbatul său. Oricum, el are nevoie numai de pampers și pijamale, că numai doarme. Dar la Crin Antonescu, nu poți acum în era internetului, dacă și eu m-am apucat să fac bani de pe internet și tu poți, că te duce trotineta. Fă ceva, un vlog, dormind, o ceva, o, pe Instagram, pe, nu știu, fă bani, mă, din dormit. Că uite, câinile, ia-ți un animal, câinele lui Dorian Popa face 1500 de euro dintr-un Insta Story de 15 secunde. Să reformulez, că poate atent la ora asta și domnul Antonescu, Crin. Dacă dorești reclamă și reclama să-ți o facă Dorian Popa cu câinele lui, hâț, Johnule, plătești 1500 de euro pentru 15 secunde. Deci plătești 1500 de euro ca să-ți arate Dorian Popa 15 secunde câinile. Dacă vrei să-ți arate mâțul, să triplează.
Cafea bună, buymeacoffee.com/nicubendea, mulțumesc. Să o bem cu frică și să o bem așa cu plăcere, pentru că, vedeți, în 20-30 de ani o să bem numai pălincă. O să fie pălinca is the new coffee. Pălinca este noua cafea. Dar am început spectacolele, cred că ați văzut și pe internet, pe pagina de Facebook, am început sub egida, v-am zis, cu colegul Vlad Roșu sau Vlad Verde pentru daltoniști și am zis jumate din glume. Să fiți atenți în continuare, că dacă ajută Dumnezeu și relaxarea se tot relaxează, se tot lățește, se tot mărește, o să continuăm cu spectacolele și la spectacolele noastre râdeți de vă merg fulgii. Fulgii a lui Clejanca, fulgii, știți? E o familie, lăutare din Clejan și au un băiat pe lângă Margherita sau cum o cheamă pe fică sa cu nume de Cocktail Tail. Fulgi, care a fost săracul la dezintoxicare, dar iară l-au prins cu ce? Cu marafet. Omul s-a scuzat și a zis că el e așa, pui de șmecher, că mă, ăsta e șmecheroică. Normal, ăsta e lanțul în România, lanțul slăbiciunilor. Și a zis că zice, el nu a luat marafet. A fost la Alex Velea la studio și zice, știți că toți artiștii acolo fumează. L-a băgat pe ăsta în groapă, pe Velea. Bă, i-a scris Antonia lui Velea, scoate-te, dar în ce mă băgar? No, în fine, ca să se limpezească apele, Fulgi o zice, eu mă duc în Las Vegas. Vedeți? Iară ne pleacă valorile. Ne pleacă valorile și uitați, au venit păsările flamingo în delta. Au venit superbe, nu? Colorate, extraordinare în delta. Ce-or făcut românii mei? Le-or dat cu dronele în cap. Au plecat săracii flamingi, sunt undeva într-o rezervație a biosferei delta. Eu, haideți acolo, mergeți acolo, că ăștia cu dronele, vă dați seama. Nu vă mai săturați, bă, de pozat. Acum am avut la mod, poze la modă, lanul cu rapiță, acum vreți în lanul cu flamingi? Corect, n-avem păduri. Da, măcar vine un animal exotic. buymeacoffee.com. Asta cu n-avem păduri, ce curios, la premiile UNITER, echivalentul premiilor Tony în industria teatrală din România, este nominalizată o piesă de teatru despre tăierile ilegale de pădure, o piesă care s-a conceput și care s-a lansat într-un județ care nu are teatru și nominalizată la UNITER. Păi dacă trăim în România, care județ nu are teatru? Din Transilvania? Păi ar fi Sălajul sau Zalău, dacă ești Anca Dragu, județul Zalău. N-au găsit spațiu ca să joace piesa. Păi domnul Dinuiancu Sărăjanu, sunteți Vita Mai președinte de Consiliul Județean. Dați-le la copiii aiștia o sală să joace spectacolul, că dintr-un mărșit, dintr-o pară, făceam teatru într-o sală. La, 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 la. Dar, repet, încă suntem în România, poate ne ia Putin. Păi dacă ia Putin Ucraina, Găgăuția, Căcăuția, ia și Moldova, ne ia și pe noi, atunci măcar știm, bă, asta e. S-a întâmplat, mai mult nu putem. Că dacă am fi în Japonia, un tip care era mecanic pe locomotivă, a mers 3 minute la budă. Pe când s-a întors el să manevreze, trenul a avut deja o întârziere de un minut, a ajuns casa. În Japonia, dacă un tren are întârziere un minut, se pornește anchetă, ăla și-o ceru scuze publice, o ieși și ministru, ce vom vedea, vom face, da? Păi trenul avea 150 de km la oră, te mai taie pe-n burtă. Omul s-a dus la toaletă, dar o întârziat un minut. Dar să ne gândim că la noi, în județul Argeș, un tren a rămas fără frân. Harakiri? Ce harakiri? Spunea unul, zice, am văzut că săracul mecanic o trează de frâna 1, frâna 2, frâna... niciuna nu a mers. Și atunci o trecut pe altă linie. Când o încetinit, că ăsta e avantajul. La noi media orară, să nu zic orală a trenurilor, e undeva la 30 la oră. Și când o încetinit trenul, spune un pasager, zice, noi am sărit. Cum ar fi zis Hamza Pelea sau Neamărin, ziceam, au sărit ca sâmburii din Lubeniță. Vor sări pasagerii din tren și trenul s-a tădus și probabil că a ieșit din județul Argeș. Încă nu știm, dar o să aflăm. Deci în Japonia, ăla pentru un minut,
trebuie să dea declarații, să-și facă sepucul, aici, bă, nu a avut frâne. Dar era oare prevăzut din naștere trenul cu frâne sau știm că merge așa de încet trenul că oricum la un moment dat se oprește fără să acționăm frâna? Dă-i pace, săptămâna asta am avut ziua internațională a mersului pe bicicletă. Ați văzut cum și-or dat cu stângul în dreptul acolo, a venit prietenul nostru, Tanțoș Boarna, ministru de la mediu, mergea pe bicicletă, zici că conducea un drujbă stilul, Nicușor Dan ăla cu părul, pe cuvântul meu, nu știi de unde vine, de unde începe, tripisici are în păr, i-a zis. Și la von Gröningen, plecat de la Banca Transilvania, șef la Raiffeisen, o căzut cu bicicleta, bă, ca o plăcintă acolo. Lasă, bă, că nici străinii nu știu să conducă biciclete, dar luați-vă BMW. N-are ghidon. Îi facem, dar în aibii. Cam atât pentru azi. Urmează weekendul. Nu vă mai tosăniesc la cap. buymeacoffee.com. Mi-a zis cineva ce zici prea repede. buymeacoffee.com/NicuBender. Cafea. 20-30 de ani. Că după aia în ceașca asta o să cadă lac. Weekend fine. Dar de unde ai tricoul ăla, Nicu? Tricoul este de la o firmă specializată în promovarea soacrelor. Soacra mea este... Cum? Soacra? Eu am soacră. Care este superputerea ta? Este tricou de la Skullwear. Un tricou de la Skullwear făcut în toate mărimile. M, L, L, X, XL. Pot să-l iau și eu? Da, intrând pe site-ul skullwear.ro, secțiunea colaborări /NicuBender. Că da. Peste tot unde e un slash și Nicu Bendea. Vă găsesc în comentarii sau în descriere site-ul? În descrierea acestui videoclip puteți găsi și site-ul. Intrați, am să iau și eu. Intrați și comandați. Chiar și ție ți s-ar potrivi.